Adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Gabriel José García Márquez. Bine ați venit la Semn de Carte. Poate vă întrebați de ce am acest arice listeț în mână. Este ariciul mascot al librăriei Semn de Carte, care iubește cărțile și iubește copiii care iubesc cărțile. Este prietenul copiilor dintotdeauna și va fi întotdeauna. Bine ați venit! Ca noutate, avem o rubrică intitulată Incursiune în Banatul Montan. Iar în acest număr am scris despre Clubul Montan din Caransebeș, club care este prezent la lansare cu o delegație numeroasă. Am rugat să fie aici prezent și ne bucurăm că au onorat invitația, pentru că în revista apare și tabăra de ski la care au participat copiii noștri, astfel încât sunt două materiale despre club în acest număr al revistei. Revista mai cuprinde, pe lângă aceste materiale, activitățile școlii din ultimele două luni, cuprinde materiale, eseuri scrise de copii, rezultatele cele mai bune la concursurile care au participat în această perioadă. Avem o trecere în revistă a activităților mai importante care s-au desfășurat la noi și rubricile în limbi străine. Am lucrat la rubrica Drepturile copilului, drepturile mele. Am scris, am pus în revistă o legendă a lui Moș Crăciun, fiind tocmai ce a trecut perioada sărbătorilor de iarnă și... Da, atât. Da. Îți place să faci așa ceva? Da, încă din clasa a treia sunt la revistă. La început am făcut niște cursuri, cum ar veni, cu jurnalistul Gheorghe Jurma, iar după aceea am început să scriem, acum fiind în clasa a șaptea și... La experiență. Da. Și ți-ai dori o carieră în jurnalism? Da, de ce nu? E un hobby. Da, de ce nu? Mi se pare interesant și captivant. Îmi place ceea ce fac. Eu am, în acest moment, s-a introdus o nouă rubrică în revistă și se numește rubrica Deale Anei, adică numele meu, Deale Mele. În ediția aceasta am scris despre un artist al Reșiței și anume DMC. L-am promovat cum ar veni. Am scris ceva despre ceva noutăți muzicale, o invitație la film și noutăți, modernități. O să scriu de acum înainte. Îmi exprim satisfacția de a avea niște colaboratori deosebiți. Când spun asta, mă refer în special la copiii și la cadrele didactice de la Școala 7, care au avut întotdeauna o deschidere către ceea ce promovăm noi prin Clubul Montan. Și aici mă refer la sport, la turism, la ecologie, la noțiuni de geografie, toate aceste aspecte pe care de-a lungul timpului noi le-am promovat au plăcut și constat cu bucurie că plac în continuare copiilor, atât la acțiunile clubului, spuneam, cât și la taberele pe care le organizăm în perioada de vară și de iarnă. Școala gimnazială numărul 7 își lansează o nouă revistă, revistă care la expoziția de creativitate didactică, celelalte numere și mai ales numărul din 2012 a obținut locul 3 pe țară. Știți că din 2 în 2 ani există un concurs național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, drepturile copilului, o educație pentru pace. În cadrul expoziției de la Cluj-Napoca, expoziție care itinerant se organizează din 2 în 2 ani, Caraș Severinu s-a prezentat cu 12 lucrări, din care 6 au fost premiate. Sport și mai ales drumețică. Uitați la ce pentru voi. Sper să se încheie. Atâta vreau să mai adaug. Și Mato, Ioan Mato, fotograf, prietenilor munților, aș fi extraordinar de fericită și am fi ca la librăria Semn de Carte, cu Montan în Caransebeș și între Asociația Prietenii Munților, acest minunat banat de munte. Eu vă felicit pentru mai mare, sub bolta viței de vie în vară. Asta aveam de gând să vă iau aferință, asta este de 3 ori pe an, de 4 ori, de 3 ori, de la Clubul Montan să fie aici alături de noi. Asta foarte mult, inclusiv Ghițu Boroga. Chiar îmi aminteam azi din pare. O să vedeți astăzi un exemplu în acest sens. Mircea, am luat pe rând, era foarte bucuroși că o să-i vadă. Hai! Fiecare număr al revistei noastre începe pe adresa de mail a revistei școlii, unde cititorii pot trimite...
stai!